Da. Acum, dacă mai vine cineva, Doamne ajut. Waiting for a crazy skull, 7 perle, 2 0. Dacă intri într-un minut. Nu s-a dat drumul încă? Babi. Zice că bam, se deschide la 2 minute. Uite, Andrei zice gata. Ia dă-i un refresh. Nice, ok. Dar nu se vede ecran. Păi da, n-am pornit jocul încă. Se vede? Gata. Ok, nice. Stai că eu nu știu după ce se joacă. Ce se vede prea tare jocul? Se vede prea tare jocul? Față de vocea ta, da. Autoplay. Așa. Acum, acum se aude? Să-mi ziceți dacă se aude mai ok acum. Jump button to jump. Ah, ok. Jump. Dreapta. Ok. Dar cred că poți să spui tot asta. Mi-a pus tot J. Ah, no! Am sărit direct în pizdă. Pierd. Bă, dar-mi fug ochii pe jocul ăsta. Bă, dar de ce îmi zice mie creierul să sară în țepie aia? Doamne.
Trebuia să sar. Da. Băi, mă terorizează. Gianni a zis că mai fumează o țigară și pe aia ne lasă că la 7:30 se duce la muncă. Ok. Și sunt 3 oameni momentan pe live. Deci mai e cineva pe lângă Andrei. Nu știu că e cine. Dar numai pe beat nu e jocul ăsta. Foarte nașpa jocului original. Alu, Geometry Dash? Da. Ăsta e jocul original. Nu cred. Ba da. Înseamnă că Geometry Dash a făcut o treabă foarte bună. Nu știu, mi se pare gen că arată mai ok, mult mai estetic. Și ca muzică e pe beat. E altfel, da, și e și pe beat. Asta nu e pe beat, nici să-l bați. Doamne, fut un joc cu mătii. Dar mai caută jocuri din astea de beat. De ritm, pardon. Risk Doctor, să vezi care-i treaba cu el. Mai cred că mai e mult după, nu? Nu știu. Uite la Geometry Dash și zicea și cât faci din el, din nivel. Aici nu zicea. Doamne! Te bagă în depresie. Am ținut apăsat, mă jur, pe ce vreți voi. Ce?
Cum? Nu. Tu jocul, mădi. Cine mi-a recomandat mie jocul ăsta? Rareș? Rareș, da. Rareș, te fută în gură. Rareș nu te aude. S-a băgat la somn că a zis că e rău. Am înțeles. Nu știu pe care-i treaba cu jocul ăsta. Joacă-te pe Baby Rhythm Doctor, care și story. Ce faci cu el? E la fel tot din asta de ritm. Practic trebuie să vindești pacienții. Puterea muzicii, ia? Kind of. Dar ce dracu sunt eu, Delia? Seamănă un... Nu mai, că plâng! Pic. Am jucat de pe Wii. Da, e greu? Nu știu, am văzut câteva secunde din el. Mi se pare interesant care story. Mai zice cineva ceva pe stream? Pe nu știu, că am intrat pe YouTube să mă uit. Aaa. Ce? Gianni. Se bagă la nani? Da. Bine, mai hai să luăm ritm, doctor. Și că e să zici că nu te joci în seara asta, măcar... Știi? Da. Ia o zare, clopoțul a activat și ieși abonat. Am văzut. Ok. Și am mai rămas Joker. Am mai rămas Joker? Crezi? Păi cred că da. Joker, dacă ești aici, dă un semn. Păi Andrei, e posibil să facă live și mâine. Andrei a ieșit. A intrat înapoi și a zis, a, da? Da, a zis că o să fiu aici când te mai văd. Joacă, mai chemă și tu prieteni să-i facem aici susținere lui Crazy. Un like, ceva, un share. Ia uite, 4 persoane, așa vă vreau. Ia uite, Andrei, ci că dau eu un joc mâine de dragi te ia. Love you. Mamă, mă joc Rage in Peace? Nu mai știu ce e. Că o spui de parcă știu jocul. Am pus și eu titlul. Cancer cereblan indus de gaming. Te pupăm, Andrei. Te pup, noapte bună. Ne auzim mâine. Hai mă că știi Rage in Peace. Eu îl știu, dar eu zic că nu-l mai știu. Am vorbit și eu. Ăsta mă. L-ai jucat? Sau l-ai jucat doar? L-ai jucat tu mai mult. Mă jur. Ah.
Gata, ții minte? Gata, țin minte și țin minte de ce zici că l-am jucat eu mai mult. De ce? Eu țineam minte exact. Da. Unde sunt alea. Exact. Frate, eu nu-ți spună un pui mei pe jocuri din astea de rip, dar dacă îmi dai deținere de minte, mai ales pe vizual, te rup. O să fac un folder nou cu jocuri numit Jocuri Cancer. În momentul ăsta am luat un joc numit Rhythm Doctor, nu știu cu cine vorbesc. 5 viori. Și să vedem ce se întâmplă. Doamne ajută. Păi dacă Mândru știe să se joace, dar evident că trebuie să mă lauș cu ceva, nu? Ce mă? Hai, face crazy. Live mă suportat și pe mine. Run her, run ce? Ăsta e joc? Da, deschid joc. Te deranjează pe eu că vorbesc pe... Nu. Vai, nu joc așa ceva pe live. Mă demonetizează ăștia de tot. Ești tâmpit? Îmi închid canalul, dracu, aia e toată ideea. Păi da, mă, dar cancer la modul ăsta de... Cancer de greu, mă! Imprevizibil! Cancer de greu, la asta mă refer eu până cancer. Nu știu ce înțelegeți voi până cancer. E foarte discutabil termenul de greu sau impossible, pentru că am căutat pe net impossible games și mi-a dat și jocuri din alea gen de bătaie, cum e... Mortal Kombat sau, I don't know, jocuri de genul, știi, care e foarte grele, știi? Mm-hmm. Dar noi când ne referim la jocuri cancer sau impossible, ne referim la din astea, ori de ritm, ori de că sunt foarte grele, foarte imprevizibile. Bă, să vede jocul ăsta? Nu. Că nu vrea să-mi ia pe ăsta în OBS. A, gata. Gata. Story mode. Ok. What the fuck? Da, ești aici. Mersi că ai venit. Că te-ai alăturat la Ring Doctor. A, remote defibrillation internship program. Am înțeles. Programul nostru de defibrilare la distanță. Pentru Intel. Mi-ar fi plăcut să facem chestia asta în persoană, dar toată lumea muncește de acasă în zilele astea. Okay. Deci e făcut pe timpul pandemiei. Oricum, înainte să începem, trebuie să știi ceva important. Să tratezi pacienții în Rhythm Doctor este făcut ideal prin a sparge space-ul. Ok. Am înțeles. Ca să auzi clacul de la space. Mm-hmm. Și să-ți folosești urechile. Ca să-ți folosești urechile, ca să spună când e... Când ai nimerit space-ul pe beat, știi? Când e clacul pe beat. Mă rog. Nu vreau să cred așa ceva. Vei fi pus în situații în care nu poți să spargi space-ul. În cazul acela trebuie doar să atingi ușor. Cum își dau ei seama că ating ușor și că dau tare? Stai puțin. Prefer să îl spargi sau să îl atingi ușor? Slam? Ok. Remember to slam. Păi, n-are nicio legătură. Ai cum să mutați camera, că stai fix peste doctor. Eu? Da. Stai așa. Uită-te discount. Ce? Aventura copilului urâci albastru. N-o să joc ăsta acum. Joc mâine, că suntem puțini.
Nu, că l-a găsit pe Igor. Păi unde mă pun atunci? Mă pun aici? Sus în colț. Aici? Da. Gata, e ok, nu? Da. Ok. Plăcere. Mâine, Joker, jucăm joculețul cu pomul albastru și urât dacă ne adun pe live încă 5 oameni. Ce dobită ești. Ok, acum că... Stai așa, bun. Acum ca să ne asigurăm că sunetul e sincronizat cu ceea ce vezi pe ecran, hai să facem o calibrare vizuală, ok. Te rog, dă-ți volumul mai tare ca să auzi bipurile. Ok. În partea aceasta, apasă stânga sau dreapta ca să faci lumina verde să se aprindă mai repede sau mai târziu. Trebuie să fie calibrate ca lumea, acum ar trebui să fii gata să tratezi pacienții. Baft! Ce că așa pot să mă joc și eu cu niciun efort. A? Dar cred că s-a referit la faptul că am zis eu să aducă playeri. Am zis-o la Caterinca. Ce-a zis, mă? Ce tataș mă atâta, dă-te, e drecu. You know, a zis la Caterinca. You know, the first remote... Știi că ești primul intern de la distanță, chiar... Ne va folosi ajutorul tău. De fapt, începe un joc pentru că calibrarea a durat prea mult. A început el un joc, de fapt. E un meci la rank, deci nu pot să ies chiar acum. Aproape am terminat. Primul tău pacient e acolo. Dr. Page poate să te ajute. Ok. Ian, ăsta e primul tău job. Scuze. Ok. Tu, în spatele calculatorului. Bună. Tura noastră este foarte ocupată acum, deci hai să începem. Tratăm pacienții care suferă de probleme, de dureri diferite în piept și problema cu inima. Tratez pacienții apăsând space-ul pe al 7-lea bit. What the fuck? Ok. Ascultă muzica și apasă doar pe al 7-lea bit. Hai să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, se pare că suntem gata să mergem mai departe. Mi-am pierdut meciul, mă băgate. Avem foarte mulți pacienți să tratăm, deci hai să începem. Ok. Hai să începem. What the fuck?
dracu inima aici. What the fuck? Mai trebuie să pești altă. B+. Atât. You are satisfactory. Mamă, ce cancer e. Da, cancer e. Cum ți se pare cu el? O să fii de un mare ajutor în a ajuta oamenii aceștia, ok? A fost nebunie pe aici în ultima vreme. Bună treabă. N-ai un sens ritm, un simț rău al ritmului. O să fie perfect. Hai să ne mișcăm. Avem un nou pacient azi, un adolescent. O să-l ajuți în aceeași măsură. Ai grijă să îți verifici pager-ul pentru informații despre pacient de bază și pe care le-am scris când au fost admiși. Ok. Ok, să începem. Ah, the fuck, dă și mie un țigar. Ce tâmpenie de joc. Cum ți se pare? Nu prea mă încântă, că e foarte simplu. Ok, ia. Yeah. Înainte să începem, some tips about a new type of... Ok. Niște sfaturi despre un nou ritm de bătăi ale inimii. De data asta, o să ai un nou tip de pacient. Câteodată oamenii vin la noi cu problema aceasta. Inima lor sare o bătaie, deci hai să prindem... Hai să o prindem cât încă putem să ajungem la ea. Când vezi un X roșu în linie, înseamnă că beat-ul o să fie silențios. Doar numărul în cap. Și apasă pe al șaptelea. Deci al șaselea o să fie cu X, 100.000. 5 Ce? Să sperăm că pot să-l scap de chestia asta. Băi, baftă. Ok, mersi. Ce problemă? Ce e șmalțines, iubire? Caută șmalțines. I need to know. Doctore, trebuie să vă ajuți. Inima mea nu se simte prea bine. Nu știu ce să fac. Chat, voi. Intrați pe YouTube direct. Păi nu mi-arată pe YouTube, vreau zic. Hai că vă dau link-ul. Hai, domn. Ce dragi are pe el copilul ăsta? Ia. Cine? Ăsta din joc. S-a îndrăgostit.
singură de joc. Bă, am stat să vă dau vouă link și mergea jocul încă. Mai repede jucăm Stick Fight. Rancul tău... B+. Not bad, I guess. Mă, te-ai futut la sfârșitul zilei, ce mai vrei de la viața mea? Hayley, nu aveam nicio idee că ești aici. Da, păi, povestea amuzantă. Ai zis ceva despre... faptul că vrei să mergi la spital? Și după nici nu mi-ai dat mesaj înapoi să-mi explici de ce. Deci am început să mă ambalez, că m-am gândit că ești bolnav. Am fost atât de îngrijorată că peptul meu a început să mă doară. Așa că părinții mei au venit aici cu mine. Nu credeam că o să fie atât de muzical. Suntem aici. Noi experimentăm cu noi metode. Când am auzit că ești pe etajul acesta, am vrut să vi te vizitez. Ah, nice. Scuze. Ultima oară când am vorbit, am fost, nu știu ce. M-am rușinat, gen. Am crezut că am zis ceva stupid. Ce am vrut să zic a fost, nu, stai liniștit. Măcar avem destul timp să stăm împreună cât timp suntem blocați aici. Poți să-mi spui ce voiai să-mi spui. Ce aveai în minte atunci? Da. Ok, probabil e de ajuns pe dracu. Hai să lăsăm pe Logan să se odihnească. Ești gata, interule? Hai să continuăm tur. Ăsta-i tur. Credeam că muncesc. Deci, nu am explicat toată situația cu doctoratul muzical. Încă. Am cam tras de niște spori în locuri unde nu trebuia, scuze pentru chestia asta. Din fericire, înveți repede. Ian, crezi că poți să-i explici programul? E mai mult chestia ta. Da. Programul Dr. Ritm este o inițiativă nouă și experimentală de sănătate. E un tratament cardiologic pe bază de muzică. Dacă ascultăm bătăile inimii ale pacienților și ne sincronizăm, putem să îi calmăm irregularitățile. What the fuck? E rapid și putem salva multe vieți. Plus, internii pot să facă acest tratament de la distanță. Sunt cozi mai mici și e mai puțină muncă pentru staff, pula mea. Situație win-win. Aia e ideea, cel puțin. Atâta timp cât totul merge bine, putem să... Ian, stai așa. Ai terminat conexiunea de la distanță? Da. După cum puteți vedea, internul nostru este aici și foarte bine. Dar hai să nu fim supra-îngrezători. Încă este foarte mult de muncă. Tura de-abia a început. Asigurați-vă că toți pacienții sunt văzuți personal. Hai că am dat skip. Să-mi dați un raport despre program până la sfârșitul zilei. Nu te teme, ăla e... Well, nu te teme. Ar trebui să-ți arătăm împrejurimile ca să poți să întâlnești și restul pacienților. Ar trebui să... Da. Să-ți miști display-ul în jurul spitalului. Ca să stai puțin, ceva se întâmplă. Unul din pacienții noștri are nevoie de ajutor imediat. Nu e de bine. Cine moare? Ia-dică-l pe Cichician. Vai de capul meu. Tu urmezi, internule. Mâncați aici, pula ta. Ce faci asta, mă? Amintește, stai cam și numărul până la 7, nu contează ce se întâmplă. Ai, că e bine. Sword wielding patient has had chronic tiredness for the past 7 years. No medicine has been effective. Treatment defibrillation. Am înțeles. Ce se întâmplă? Mâncați aici, pula ta, Cichician. Ia. Boss stage. E bine. Da, scrie-mi un mesaj.
Go. Sper că ceva se întâmplă cu conexiunea ta, ar putea să fie... Ce să fie? Coi! Mama, Neo, Matrix! Da, e o infecție. E un virus care blochează semnalul Wi-Fi. Connection Avortus. Da, nu știu. O să se întoarcă și o să fie mai puternic. Au. Mamă, coaie! S-a dus pe pulă pacientul. Că a căzut capul, coaie! Mamă! Coaie, ești nebun? Ce pula mea? Știi că e prea ușor. Hai, că e prea ușor dacă e ceva. Doamne ajut! Hai că mi-a făcut crucea cu stânga. Ei bine! Nu te aud! Am zis că Dumnezeu spune că Dumnezeu acum e supra pe tine. Da, mă, da, hai că știm deja, du-te, dracu, cu DB. Aha. Gata? Coaie, what the fuck a fost asta? Actul complet. Doamne ferească, mă sfântu. Da discul de mentale, că nu mă uzi copilul. Să
dau discurs de monitor, gata. Unde este? Sheesh! Mă, copil, mă simt aiurea. O, mă! Ai văzut pe ala? Eu zic copii la toată lumea, ok? Iertați-mă! A, okay. Ai văzut pe live? Da și mie o țigară. Ce să văd? I-am dat donație. De un... Bă, ia uite, Denis, bă, să rămână donație puternică, dar de ce am nu merg... Am vrut să-ți dau la poze de cu PayPal și am Paysy. Dar stai puțin, de ce nu merg astea? Bă, a apărut, vezi că a apărut, eu am văzut pe ecran. Tu ai văzut-o? Da. Tu ai văzut donația pe live? Da, nu am fost pe live, am văzut-o. Păi și sunet? Aia. Ce? Sunet nimic. N-am văzut. Ce s-a întâmplat? Mi-a donat Denis un euro. Donație puternică, spune-i. O donație puternică, păi văd. Că mi-apare aici. Bă, stai mă puțin, stai să fac și eu alertele nu ca lumea. Nu a fost ignorată cu intenție. N-a fost ignorată cu intenție, dar nu s-a auzit absolut nimic. Bă! Vă iubim și vă apreciem și vă respectăm. Da, Doamne ferește să nu, dar... Dar s-a văzut pe live, nu? Da, m-am văzut-o, mi-a părut. Păi, bă, cred că nu-mi dă sunet, mă. Ai pus măcar sunet? Da, mă, nu dă sunet, vezi? Ba da! Păi era în timpul jocului, probabil de-aia n-am auzit. What? Mi-a apărut un John cu 82 de dolari, hai. Da, păi e test. Uite, top tip, Denis. New tip, Denis. Follower, greet. Dar de ce scrie acolo follower și nu scrie subscriber? Unde se scrie? Most recent subscriber, uite. Bă, ia dați voi subscribe. Ia dați voi subscribe. Am dat eu subscribe acum. Am dat și eu acum. Ok. Și ar trebui să apară, nu? Asta-l cont? De-aia nu mi-a premii. What the fuck, Denis? 1.00900. Credeam că am dat ca fără asta. E follower, păi... Da, eu nu pot să-l mut. Îmi place. Crezi, nu puteai fi și pe ACV acolo. Stai mă puțin. Dar mie nu mi-apare când dă cineva subscribe. Top donator, dar nu vreau să fie top donator. What the fuck? Ba da mă, poți să pui și paysave. Cred. Ai pus paysave. Cred, sper. Încă o donație puternică. Mâncați-a și pula ta. Da mă, uite, acum s-aude. Acum s-aude. Să rămână. Dar... Alert box. Nu știu unde dau. Bă, sunt nu vreau de tot, mă. Aia, mi-ești mai prost, nu te chinui acum. Te chinești tu mâine. Asta avem și eu, îl faci mâine, baby. Să-l fac mâine? Joacă-te acum, că nu cred că o să... Da, mă, fac mâine. Da, și să fac mâine aia cu subscriberii, că trebuie să se vadă subscriberul, dracu, nu? Bă, nu mai stau să dau la poveste, dă-o morții, măsi. Dar de ce am dat tot ăsta? E de ies. Oh, ia uite.
ăsta-i dă pe SoundCloud muzica. Ha? Ai căcat. E foarte mult în pia, doi ori. Lasă, nu pune acum, pune... And stop! Ready, get, set, go! And stop! Păi zi-am, mă, bă, chiar mi-a creație. Ce creație mai faci, mă? O, pe închisul. A? Cu Helgisul. Ia departe. Că e ratat. Păi stai așa că dau la frig, vedem dacă îmi putești mie ceva, dacă nu, o pula. Păi dă-mi pata să vă la frig. Haide. Ready, get, set, go! 3. Ah, 003, scuze. Așa, bun. Ok. Ai putea să... 10 ore. Ready, get, set, go! Cât de smut e asta. Nu înțeleg cât de mort e ăsta. Bine, ce? Ce e? Ah, what? Ane, de partea și intră puțin pe server, v-am spus ceva. Tu doar dai connect, nu să și intri. Și de partea, nu intra fără să dai partea. Pe ce să intri? Pe 5M. Vreau să este și eu. Te doar dai connect, fără să mai intri. După vă zic cuit. Să nu intri acum, de partea. L-am intrat. Nu mi-a pare nimic, a. Acum intru în fapt. Ai pus loading screen? Nu. Da? Am eu o problemă și s-ar vrea să fie de la mine. Ia dă-i. Go! Băgăști tu mașină? What the fuck, ție de ce-ți merge? Îl băgăști tu mașină? Nu, asta făceam acum, dar mie mi se bugăște la... Nu-mi citești o configurație, dar înseamnă că e de la mine, de la cache-ul, de la parcă la mine asta. Acum lucrăm la mașină, apropo. Să bag cu un antic de asta. Ce să bag, mă? Tesla, că l-am cumpărat-o. Nu știu cum e. Degeaba ți-ai cumpărat, dacă are altul de acolo, n-am ce să fac. Bă, dar nu mai dai plus, îmi dă, mă? Vedem de nicio. Zice. Ai partea sus, nu? Da. La poliție ceva. What the fuck? Îmi place că tu ești la mafio, sunt la poliție, da, pe super fără. Ce? Îmi place că tu ești mafio și o gabor. Dar n-am mic, mai... Este ceva la mafio. Unde ai văzut că-s mafiat? În home. Ia pe asta. Ah, bravo. N-ai costum de sias, m-am îmbrăcat eu așa. Bă, da. Sunt 5 oameni, eu nu știu care sunteți 5. Că sunt, deci 3, da? Care 3? Tu, Denis, Ralu. A, și restul nu știu. A, și eu sunt al patrulea, dar mai e unul. Pe ce probabil, probabil Bopuca. Păi dacă am închis. Pe ce cred că e al patrulea?
nu îți merge sers pentru că ești pe nu sers, băule. Ba, nu ești sers. Nu ești sers. Nu ești sers. A, vrei să ies. Trebuie să văd opțiunea care e. Am zis Joker de tine, am zis. And stop. Da, mă, Joker. Mamă, crazy. Da, mă. Nici nu mi-am imaginat că tu ai fi Joker de venit. Nu știu ce mi-am imaginat asta. Uită-te la mine, băiți. A, da? Nu te crezi. Nu erau cu zi la sfârșit? Zi, da, zi. Uite, ăla. Sunt jocărul de îndegalați. De ce tu putea să nu putea noi de portalul? Ce? De ce? Ai putea să nu putea noi de portalul? Pentru că trebuie să ai permis de portalul ca să ai armă. De fapt, da, așa e. Mi-ar trebui să dau niște amenzi pentru... Cum? Mamă, ce frumos e de lucru. Așa, până. Așa ce-ți spun, mă, tot? Da. Tu poți să ai mașină. Bă, tu poți să ai armă fără permis de portarmă, dar dacă te prinde poliția, n-ai ce să mai faci. Ce ai să te băgași la pușcărie, dacă ai permis de portarmă. Păi da, da. Dacă ești gabor... Te-a făcut un pic. Bine? Dacă ești gabor... Dacă ești gabor, nu ai nevoie de permis de portarmă. Da! Aia zic. A, nici el oricum. Nu mă lași gabor? Da, nu! Gabor e o voie fără permis. Aia zic. Ce? Go! What? Sunt gabur, sunt gabur și pot să mă angajez? Ce, mă? Da. Deci ești gabur, ai facțiune de gabur și poți să te angajezi să-ți faci job de asta, tax, de exemplu. Sau... Mac sau de-astea. Toate ca așa mea. Întrebare de la poliție. Eu am afri și taxi. Am văzut, păi de-aia ca mine. A? De aia te-am întrebat. Dacă pot să te întrebi. Mai vrei să zic una de plan maxim? Cum ți le-am arătat pe alea atunci pe GTA? Da. Asta e pe CSM. Hai să nu mai stăm mult. Te uiți? Da, că nu știu. B plus. Nu mai B plus, nu? B plus. Da. Un perete nou scop cap. Știi ce ai zis, nu? Că era genul de unul, nu, fără server CS, fără hack, fără nimic. Îl dau uite fără de hack. Clar. Mi-a dat report-ul. El, dacă vreau, îți dai float. Cine? Ăla, că am vrut eu să-i dai float. De ce ai vrut să-i dai float? Minerul. Ah, clar. SHP. Asta e frustrată că sunt prea mulți clienți la ora de vârf. Lucrează ca barista. Mamă, dar s-a dus. Slash fix. Am crezut că nu s-a stricat. Hai că ies. Hai bine. Ready, get set, go! Hai bine. Hai, vorbim mâine. Hai, ciao. 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 Pa.
Ma. Eu te pas. Get set go. Ready get set go. Ready get set go. Trebuie B plus cel puțin, mă, ca să... A, știi ce mai era pe live 1? Mihai Cără 23. Da, mă, știu. Că întrebai tu, care să ia 5. Noapte bună, Mihai. A, n-am văzut. Până la... Trebuie să văd cum fac, cumva să văd toți ăștia care stau pe live. Ia-ți monitor secundar și teacher pe monitor secundar. Hai, cam zis. Hai că da. Hai, că am zis de mi-am lăsat ăsta... Da. E bine. Get set go. Ready get set go. Nu mai decât eu cu Raru, cred. Sau cu tine. Da, la noi doi. Ready get set go. I would stop. Is that even legal to do it here? Nu, merg motoriu. Dar unde găsești jocurile astea? Întreb pentru un prieten. Da. Oh, ok. Nici eu nu știu dacă îi găsesc. Pentru Mati, de ce nu spui
că le știi de la mine. Și ăsta și eu dansul. Vezi că de la doctor știam. Știam, mă jur, că am găsit că astea de obicei să vând la pachet. De obicei, să vând la pachet pe Steam astea două. Ați luat de RAL după TikTok? Da, primul era după TikTok, de la RAL. Dacă ți-l arăt, nebunești. Dă-i să văd dacă poți să-l trimit în privat. Păi, eu cred că poți să închizi, dar e făcut numai inima, mai sunt doar eu. Mers că, un loc de o am înțeles zero. Știi ce mă joc, nu? Mâine pe live. Ce? Rage in Peace. Cântam, mă! Crezi că ai văzut pozele alea cu tine de ți le trebuie să pe privat? Ce ăla? Pozele, da, genial. Nu genial. Am făcut mim cu Boca și ne întrebăm mereu ce crezi ăștia. Ce? Ce crezi ăștia și ăla cu fața aia de pedofil, le zici că de-a ieșit de la pușcărie pentru pedofilie. Dar de ce mi l-a făcut așa mic? Alo? Nu mă lasă, bă! Ai, te-ai dus, are. Asta e semn că trebuie să închizi live. Set, go! I just can't refrain. Bitterness so quaint. One more shot. Cred că așa e jocul, mă. Nu, stai puțin, stai că pun live-ul să prindă tot ecranul. Te uiți? Da. Stai să pun ceva alb pe background, nu știu. A, știu ce pun. O secundă doar, că înnebuniți. Înnebuniți ce mi-a făcut jocul ăsta. Înnebuniți, eu. Da, chiar el, că eu văd. Bă, deci nu se poate, mă. Bă, înțeleg că-s mare, dar nici să vorbești mie la deci fii atent! Te uiți, da? Așa. Lol. Mm-hmm.
Stai așa, te întreb. Mag. Nu te dor ochii, gen. A? Nu te dor ochii. Sincer. Da, pune-te în locul lucrezii care se și juca. Nu, că m-am uitat și atent, gen. Ce zic, am încercat să mă pun oarecum în locul ăla. Ferească, mă, Sfântul. Ce n-am cam luat? Și amintește careva? Dar nu cred că a scris. B+, B+, B+. Tot B+, băga-mi aici picioarele. Mamă, dar... Nu vreau să zic ceva și nu știu ce să zic. M-am dus. Ha? Am vrut să zic ceva și am uitat ce am vrut să zic. E bine. Care mă cauzi mă la 3 dimineață? Ce era? Opa, 3 persoane, cine a mai intrat? Opa. Cine a mai intrat, mă? Nu știu, am întrebat. Aștept răspuns. Doamne ferească, mă, Sfântul. Bonus, nu-mi trebuie. De ce, mă? Deci a fost, cred că a fost cel mai mișto lucru pe care l-am văzut în gaming în ultimii 3 ani. Serios? Da. Lași live-ul public? Da, logic. Adică dacă l-aș pupa, adică să vadă lumea după ce-l închizi? Sau ce? A, da, n-am băgat chestia aia. Bă, dar acum scrie sus, unde îmi pun camera?
Puneți-o la, pe mijloc cu ecranul. Da, aia. Da, clar. Nu, de, cum aia acum, doar că puțin mai jos, pe mijloc. Nu știu să-ți explic. Păi da, după nu se mai vede gameplay. Da. Aia nu contează. Dă că oricum dăm skip la poveste. Care green screen în spate? Bine, mult spus green screen. Adică mult spus green screen. Nu, nu glumesc eu. Bă! Nu e ok green screen-ul sau ce? Bă, e ok. Bine, dacă ar ști el ce green screen e. Nu știu ce green screen e. Ce? Mi-e frică să știu ce green screen e, nu știu ce. E un dulap cumpărat de Lidl care e verde. Dar culmea are fix culoarea aia de... green screen. De, wow. Da. Da, o folosește toată lumea. Păi, tot intră cineva și nu știu cine e, nu stresează. Mă, ce pune? Dacă te mai duci cu ordonații, Denis, dacă nu, și nu zice nimeni nimic, dar e bocuța. Nu știu ce pula mea a fost asta. Dar ok. Mai fac o dată. Cine zici că a intrat, Bocuța? Nu știu sigur dacă el. Acum sunt iar doar două persoane, probabil eu cu el. Da. Eu nu care tot intră și ies. Mechi mai prost. Thank you.
Gata? A plus. A plus. Iar stoic bonsai tree. Sunt prea bonsai. Ia la ba. Așa pare. Așa pare. A, da. Da. Tot aia, da. Da. Samurai. Ce? Samurai Jack. Hai că da. Ce rămas grasom cu noi? Dacă nu sunt ce vreau să fac, să mă culc. Hai că da. Ne bucurăm că ne ții companie. Chiar ne bucurăm. Așa este. Bă, nu, popule. Deci, popule. Păi nu, că nici nu am ce să fac. Voi îmi țineți mie, eu vă țin vouă, gen. Am înțeles. Win-win. Uite, ce de inimi pe acolo. Ce de inimi? Stai așa. Ce grason, știi vreun joc? Da, chiar, știi vreun joc? Mai schimbăm, da, dracu. Noi mai știm doar, cum ai spus, Rage, cum? Rage in Peace? Rage in Peace și... Bă, ia, dai un comentariu pe live, grason. Am dat. Uite, care se vede? Ba, se vede. Eu nu văd nimic, să dea dracii mie. A, în gata, acum. Ia scrie ceva acum. Scrie. De ce ai făcut? Așa, mă. Oh, dar ce faci ca? Mu, eu n-am moderator. Ba da, dar ai pe contul ăla, ți-am dat și ție oricum. Bine, dăm și pe ăsta. Păi ți-am dat pe ăsta, da. Și ce faci ca moderator pe YouTube? În caz că vine unul în jură, face că tot arătul, poți să-i dai mut, kick, dragi. Deci îi dai să-i dau multa să-ți ducă. Poți să-i dai ban. Mă enerva rău de tot asta pentru că se juca puiul A Dance of Fire and Ice. Îl stresa că mai joacă încă o dată nivelul ăla, chit că îl terminase deja de două ori, știi, că nu, că mai joacă încă o dată. După aia dădea jocuri de genul Lego, chestii super dubioase cu iepuri și se ataca foarte mult. Ca o jocuri de astea care par așa handicapate, dar... Da, eu am talent la găsit de astea și babi. Da, observ, gen. Am găsit un joc care se numește Accident. Cum poți fi el atât de atent? Uită-te până la sfârșit, l-ai văzut? Acum am apucat un rând.
Doamne, ce pula mea e asta, mă? Mamă, n-am eu răbdare să mă uit, îți dai seama câtă răbdare trebuie ca să am la pe plus, nu mă mai interesează, nu mai vreau. Deci ăla e a dance of fire and ice. Ăla care se juca... Da. Dă s-a jucat puiul la început. Deci un cancer de joc. Și ăla ce se joacă ăla de pe TikTok e nivelul... Custom. Custom. Sincer că l-am luat aseară la Creed, vreau să mi-l cumpăr. Dar am văzut că s-a chinuit la un lucru și am zis, hai, Jack, m-am dat. Dar cine l-a cumpărat? Stai puțin. A? Dar cine ai zis că l-a cumpărat? Stai puțin. A, ok, sunt dai și mie din cadrul ăsta. Da, bă. Iar că mi-am luat și o cola accident să văd cum e.
B+. Oh, I love. Mamă, asta tot comentează, mă. Tomorrow then. Is there anything else, sir? Well, yes. My wife hasn't called since yesterday. We always talk once a day. Yes, of course. We'll get the nurse to call her up and see if she's... Oh, dear. Driving around in their cars. I should have been
Pe bune, la aia am ratat eu, am... To all the friends that I have lost while crossing bridges I have crossed, tennis weddings, cafe sessions, sorry I was never there. Oh no. You see I've been in call this week, I'm bad at getting any sleep. I'd love to catch up, I really would, but they've been waiting for so long. There you are, handover was hey, an hour ago. What took you so long? I'm so sorry, my mother had another episode. The care is running late. I couldn't just leave her there. I called up the hospital to try and let you know, but I guess they didn't. Eu eram pe mut. Oh, no. Ce ai pe mut? I'm sorry to hear. Am întrebat dacă cântărelul sau era în joc. I really appreciate it. I hope the patients didn't give you too much trouble. Nu, era de la joc. Not at all. Nu cântam eu. Mrs. Stevens. Cât că cânt eu. Săracul. But we still don't know if it was mechanical or syncopal. Mă speriați, nu altceva. Bye! Mă, fish. The fish? Oh. Deci mamă, am chef de carne cu piper. Ce chef? Deci mi-a venit un miros de carne foarte piperată. De ce ți-a venit miros, mă? Carne foarte piperată. Mamă. Ți-a făcut poftă? Mi-a făcut carne, poftă de carne. Ei, ai făcut poftă de carne. Mamă, carne de-aia prăjită în mine. Acu ia o poftă de piure. Carne cu piure? Da. Mamă. Friptură de porc. Îți fac poșnițele. Șnițele mele cu piure. O, da, șnițele tale cu piure. Și cu salată de aia lumea. O, da. Așa bine știi să faci, mamă, mâncare. Bine, salată de roșii cu bucăți de brânză. Cu câta poftă ar vine să mă bată tata. Ce? Baby, piure cu șnițelele mele și cu o salată de aia cu crutoane și parmezan. Vai. O, da. Grasone! Eu? Știi șnițelele alea de la restaurant care sunt foarte crispy și sunt foarte suculente, așa nu știu cum să zic. Grujoane de alea? Nu, mă, șnițelele, mă. A. Care pe deasupra sunt crispy, dar înăuntru sunt foarte suculente. Sunt foarte fragede, așa sunt. Așa mi-e mie cu aia, că am învățat să fac șnițele la mama la restaurant în Germania, la mama șnițelului. Ma. Ma. A! Dar îmi place că te au mai întâi pe Discord. Și după aia te văd cu delay pe YouTube. Cum să te ai avut un 480, what the fuck? Ce prost sunt. Mă, mi-a făcut poftă de șnițele, crazy. Vino la mine că fac. Ah, da, acum vin. Fă jumătate oră până la mine, te drept. Nu de asta, dar...
nu cred plus ce să merg cu trenul, sincer. Știu că sună ofițios și arogant, dar... Vino cu mașina atunci, vino cu autocar. Vino cu taxi, hai că dau 2 milioane până în București. Da, unde stai? În Ploiești. Și ce are dragă trenul? Nu sunt prea cu oameni din tren, vine să mă iau la bătaie cu toți. De căști și telefon. Gata, m-am plictisit de jocul ăsta. Mama, crizi. Crizi să mă bată tata. Ce? Dar așa că văd dacă apuc să-ți fac să se bum bum bum. Ma, dacă te ce păcat că mai sunt decât eu pe live. Da. Tu moarte, mă, așa. De ce nu merge click-ul? Alo? Morți, așa. Că nu vrei să mergi cu trenul? Te rog, zi-mi că s-a salvat, că mă spânzuri dacă nu. Stai așa, că te auzi din trenul vreo, nu știu ce. Ce voce nazală are? Zic, ce voce nazală are? Da, știu, vorbesc mult pe nas. Mă învățat să vorbesc pe nas. Da, așa vorbești tu sau? Da. Uite-l pe Discord. Aia e, nu toți suntem perfecți. Te-ai vedea și pe aia, Soco. Sucă pe cineva. Vezi că ți-a trimis pe la ceva pe Discord. Da. Nonorocitule. Vai. O, vai. Aia zic. Oh, vai. Ce faci pe? Super Meat Boy. Oh, bă. Uite, ți-am zis că-ți dă jocuri bine, așa că și-o am făcut. Ok, să iau și Super Meat Boy. Dar cum dacă tu le-ai mai avut toată în clasa a doua un calculator? Și Raging Peace și Super Meat Boy.
made this guy end all be all were these Sci-Fi Wire staff dishes on the biggest moments of their fandom. Today's topic, most rage-inducing gaming experience. Travel to each other's towns for like the first time. It was really exciting. Even just saying the word Mutant Ninja Turtles for the Nintendo Entertainment System. Simply couldn't walk by without getting destroyed. And I remember one day specifically. Dacă se ajunge la un număr mare de subscriberi, o să-l iau. Cuphead, da. Dacă eu zic că dacă gen se face o promovare micuță, dar gen doar așa între prieteni, știi? Și cu linkuri cu pus pe Instagram și așa. Eu zic că poți să prinzi la public, pentru că nu cred că sunt multe persoane în România care joacă, gen care se axează foarte mult pe jocuri din astea idiote. Mă mai gândeam la o chestie pe lângă asta, să mai caut jocuri vechi. Gen, să-ți iei o categorie. Un pic de nostalgie. Da. Să-ți iei o categorie sau, nu știu, două, trei categorii de jocuri care nu se joacă atât de mult în România. Ca să poți să prind, știi, să vii cu gaming, dar cu ceva care să fie nou. Ce problemă este? This is a great looking map, and it isn't even on Source. This is for the original Counter-Strike, based on the even older than Source, Gold Source engine. This map was made by CD, and with upscaled textures on the props done by Chanets, and it was released to commemorate the 20th anniversary of Dust 2, and it's spectacular. There are two versions of this map, the title ending SE is your standard Dust 2 layout, but the other one extends it in all directions. Let me give you an example. Visually, I think it's more appealing than even the official Source-based versions of the map have been. It really pushes the engine as far as it can go. It appears to have a 3D skybox around the edges. This part is inaccessible, but it enables the map to portray expansive views of an impressive scale. I love the light glint on the domes at B. At first, I thought it was a sprite cleverly hidden inside the dome itself, but it seems instead to be some kind of reflective layer, wrapped closely around the outside of these domes to mimic sun flare. Gold Source didn't even have cube maps, merely a primitive 2D chrome effect, so I have no idea how he's managed to make such effective reflections here. The illusion of... Serios, Sam, trebuie să mă joc, bă. Runner 2... Trebuie să mă joc, serios, Sam. Hello, guys, it's boy! Trebuie să mă joc, Sam, Andreas, nu... Nu știu de ce am înțeles asta. Melody Escape. Bă, am găsit un site de-asta mai multe. Yeah. Le strâng de pe acum, Beat Trip, care sunt vreo două sau trei joculețe. Cum? Beat Trip. Beat Trip? Da. Beat Trip, Beat Trip Runner și Beat Trip Runner 2. Asta? Aha. Eu văd doar numele, știi? N-am intrat să văd și... Thank you.
Trebuie să fac aici? Ha, nu mă trebuie. Da, nu spun niciodată mașină manuală. Claros. Voi. Ok. Gameplay. Am inteles e corte. Si cute. Ia sa vedem ce jocuri mai are Dinis pe Steam si ce ne mai luam si noi. Grele, mă. Ce? Cauzi numai de alea grele. Nu poți să le faci. Asta e pare da, foarte ușor. Melody Escape. Ce se ceva? Hai, ceau, noapte bună, vă bucur. Ceau, noapte bună.